În luna iulie a anului 2012, președintele raionului Basarabeasca Ilie Cernăuțean, vicepreședintele acestuia Ion Achiruș și alți doi funcționari publici au fost reținuți în flagrant chiar în momentul luării de mită. Însă examinarea cauzei a fost tergiversată de instanțele de judecată mai mulți ani la rând. Prin verdictul judecătoresc, aceștia au fost declarați vinovați tocmai în data de 5 august 2015. Din materialele dosarului penal reiese faptul că mita era destinată membrilor comisiei pentru luarea obiectului în exploatare, în calitate de recompensă pentru semnăturile lor în documente. Cu toate acestea, Harlan Picârboba confirmă că actele de corupție rămân a fi o problemă majoră în toate domeniile. Când viața continuă și totul se scumpește, iar omul are un salariu mic, posibil că aceasta îl determină să ia unele recompense. Ca un cetățean simplu pot să spun că atunci când omul are o anumită problemă, prima care îi apare în gând este ca să găsească pe cineva care să o rezolve. Până când nu vom schimba această mentalitate, va fi un proces îndelungat. Eliminarea corupției și libertatea muncii, Estonia se află pe locul 2, printre alte 43 de state europene. Chiar dacă în ultimii 5 ani, numărul cauzelor legate de corupție s-a redus aproape de 3 ori, poliția și astăzi continuă să-i descopere pe demnitarii de stat implicați în actele de corupție. Infracțiunea care a stârnit cele mai mari discuții și controverse a fost comisă de către primarul orașului Tallinn, Edgar Savisaar, care a fost reținut și eliberat din funcție în luna septembrie a anului curent. Istoriile legate de corupție întotdeauna pe larg se reflectă în mass media, astfel cetățenii sunt bine informați. Spuneți-ne, există corupție în Estonia? Corupția este peste tot, iar Estonia nu este o excepție în acest sens. Eu nu m-am confruntat cu aceasta. Nu m-am confruntat, dar știu că există. Cauzele mari legate de corupție le știu toți și sunt examinate. Cred că vor face ordine. Acest nivel minim al corupției din Estonia se explică nu doar prin agravarea răspunderii penale pentru asemenea infracțiuni. Implementarea serviciului electronic reduce la minim acest fenomen în relațiile oamenilor, ale organizațiilor sau companiilor cu funcționarii publici. Orice certificat, copia documentului și altă informație poate fi obținută prin internet. Aceasta a dus la schimbarea mentalității cetățenilor.